Salutare toată lumea, eu sunt Feli și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft. Bă, mă gândeam astăzi să facem ceva de Minecraft și mulți dintre voi a zis să începem o serie nouă de Minecraft. Mai vedem, dacă se adună 2000-3000 de cocolaicuri la episodul ăsta, poate vom începe o serie nouă de Minecraft. Astăzi jucăm o planșă, se cheamă Găsește butonul, varianta de Crăciun. Și după cum vedeți, ăsta este un brad de Crăciun, care este foarte bine făcut. Îmi plac și cadourile foarte mult. Șemineul ăsta este genial, o să fac și unul la fel, deoarece este prea fain. Mă întreb ce-o pus acolo de arde focul, o pus ceva. Șemineul ăsta este prea fain, șemineul îmi place foarte mult. Ok, start the game. Nu trebuie să apeși pe butonul ăsta, trebuie să apeși pe butonul de piatră. Ok. Noi acum trebuie să găsim butonul de piatră. În momentul când găsim butonul, ne ducem în cealaltă planșă și tot așa până terminăm jocul. Nu știu cât de lung este, dar este cu tematică de Crăciun și mă gândeam, bă frate, acum putem să-l jucăm. Beau apă că mi sete. Acum putem să jucăm, nu putem să jucăm în altă perioadă. Așa că haide să îl jucăm. Hai să vedem unde pare să fie butonul. Poate că butonul este pe broada aici sus. Mamă ce tare, suntem la parcura. Acum nu mai suntem, oh, stai pe aici. Să încercăm să găsim butonul. Așa. Nu pare a fi aici niciun buton. Nu pare a fi niciun buton. Pe aici nu este, înseamnă că butonul este pe jos pe undeva. Păi, unde ne-am uitat? Noi ne-am uitat sub brad. Hai să ne uităm și sub brăduleț. Nu pare a fi, deși cadourile astea sunt foarte faine. Butonul. Am găsit butonul și ăla, se pare că ăsta e nivelul 1. Ăla nu știu ce nivel era. Trebuie să găsim butonul. În momentul când am găsit un buton, prima oară să căutăm în apă. Nu-i pe aici nimic, mamă, dar este întuneric să ne... Din așa de întuneric, să vedem, pe aici nu este niciun butonel. Când ai găsit butonul, ai câștigat. Să mergem așa puțin la colțul prima dată. Te uiți la colțuri, dacă este vreun butonaș. Ok. Te uiți așa peste tot, poate să fie prin iarbă. Pe asta poți să mă cațăr. Pe acolo băgat, pe acolo, pe undeva. Dar nu l-a băgat pe aici, că n-are cum. Adică poți să-l băge. Pe acolo. Pe aici, pe aici, pe undeva, nu. Ok, copăcelul. A, se pare că putem să facem un fel de parcur până în copac, să mă uit să văd unde ar putea să fie. Opa, dar nu-i chiar așa de ușor de cățărat. Ok, sigur 100% o să fie butonul pe aici undeva. Uite-l! Bum! Nivelul 2! Rupeți butonul de cocolai, că se pare că ne surcăm foarte bine. Dar, deci, să pot schimbi pe lumină. Time, set, day. Așa, pot schimbi pe lumină. Așa, frate, să vedem. Ok, găsește butonul. Înainte să merg foarte sus, să caut pe aici, că puteți primi o țeapă. Și butonul să fie pe aici. Asta pare mai grea. Asta pare mai grea deoarece... Uite, știu cât pot să merg până sus, până găsesc butonul ăsta. Trebuie să merg și pe jos. Dar butonul ăsta trebuie să vadă foarte clar. Pe un perete, poți să-l pui. A, până găsim butonajul ăsta, da, îl găsim noi. Copacul ăsta, nu-i poate să fie oriunde, asta e faza. Ok, a, se stane lui Moș Crăciun, ești nebun? Uite-o, văcuță, ce mi-era dor de Minecraft. Rupeți butonul de cocolai dacă vrei să facem o serie nouă de Minecraft, de Survivor, din aia faină, plană. Bă, stai că m-am pierdut. Unde am cutat și n-am cutat? Hai să vedem. Deci noi trebuie să găsim butonul. The button. Ok, unde-i butonul? Hello. Pe aici nu pare să fie. Mă uităm așa că... E posibil să-l fi băgat de sub. Văcuță, ai găsit butonul? Stai pe aici așa, nu-l văd. Deci nu este. Nu uite la copaci. Pe lângă copaci nu pare să fie. Butonul ăsta poate să fie pus și pe... Bă, sper că... Asta, eu pot să merg pe copaci, nu prea. Pot să mă urc, pot să mă cațăr pe asta, văd. Deci, a, aici jos e ceva secret. Nu? Nu butonul pe aici. A, ok, e o problemă. A, e o problemă, care ăsta de la joc nu cred că s-a gândit. Eu ce fac? Cum ai cap de aici? Deci, ăsta care a făcut jocul nu s-a gândit la chestia asta. Ba da, uite butonul. Am crezut că nu-l văd. Mamă, ce tare sunt. Ce tare sunt că am găsit butonul fără să vreau, dar l-am vrut în același timp. Nu uităm peste tot că trebuie să găsim butonul. Mă întreb câte nivele sunt, să fie cât mai multe, să fie fără număr, că îmi plac foarte mult. Unde este, unde este, unde este? Ce arătorii pusă? Ce aici? Uite aici e ceva suspect. Aici e ceva suspect. Nu? Așa mi se pare mie. Mai vedem dacă aici așa. Mi-a pus bine zăpada. Putem să mergem în căsuță? Arată tare bine căbănuța asta, fratele meu. Wow! Ne îmbrăcăm? Ba nu, că arată mai bine așa.
Ok, să căutăm butonul. Poate să fie oriunde, dar nu cred că e foarte greu. O fi pe aici. Ah. Oh! Oh, cât de bun atați. Trebuie să găsim butonul de piatră. Butonul de piatră, nu orice buton. Văd că-l bag așa în locuri ascunse. Ok, pe aici așa nu-i. A mai fost o dată sub brad. Nu cred că mai punem cu o dată sub brad. Oare să nu fie în casă, să fie afară? Dar afară sunt puține locuri. Unde ar putea să fie acest butonaș? Aici pe la foc? Nu. Pe la brad nu pare să fie. Mă uit super cu atenție. Bine, aici nu-i. Ok. Aici așa nu-i. Nu știu ce chestie. Asta vrea să fie televizorul. Hai că e fain. Hai că e fain televizorul. Ok. Aici nu-i. Pe aici așa. Printre bucățile astea. Poate să fie oriunde. Deci trebuie să ne uităm cu atenție. Ok. Pe aici așa. Ok. Pe aici. Ok. Unde e butonul, fratele meu? E clar că trebuie să găsim butonul de piatră. Băi, să nu fie, să fie de sub cumva, pe sub masa asta. O fi afară. Aici ce mai este? Chestiile astea, ia și asta. Ok, aici nu pare să fie. Christmas is here. Asta e nivelul 3. O fi pe casă pe undeva și nu-l văd eu. Poți mă cață pe casă pe undeva. Că aici e mai greu. Nu. Nu. V-am zis, chestia asta de aici mi se pare puțin suspectă. Dar putea să fie doar în imaginația mea. Nu fi butonul pe casă. Habar n-am. Pe aici am uit așa atent peste tot. Prun butonul dacă este. Că astea sunt foarte strâmbe. Faza este că butonul trebuie să fie undeva și trebuie să-l aflăm. Uite așa pe pereți. Nu pare a fi afară. Dar și în casă. Parcă nu sunt locuri ca să îl pun în casă. Și oricât de mult m-aș uita, nu văd momentan. Unde? Ce iau și asta? Ce iau și asta? Ce asta? Nimic, 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 nimic. Ok, bun, aici nu-i. Ok, să o luăm așa. Să o luăm pe bucăți. Aici sunt o grămadă de bunătăți. Ok, aici nu-i butonul. Mui pe tavan. Aici nu pare să fie aici sus. Nu este. Bun. Aici am desfăcut asta și nu este absolut nimic. Aici nu-i nimic. La cupator. Aici nu este absolut nimic. Oricum, e posibil să nu-l văd eu. Și voi să-l vedeți. Stai puțin, dacă eu sunt pe adventure mode, de ce mi-e foame? N-ar trebui să-mi fie fomiță. Ok, singur loc unde ar trebui să fie, unde ar putea să fie este dacă este aici așa și nu-l văd de foc. Încerc să dau așa cu butoanele. Nu pare a fi aici. Și pe aici pe undeva. Dar l-ar pune de nou sub brad. Butonul ăsta poți să-l pui pe... Băi, butonul ăsta poți să-l pui pe gazon din ăsta, pe frunză. Bă, dar unde e butonul? Ok, am mers două nivele, am mers ca untul. Și acum la nivelul 3 nu găsesc butonul. Afară nu-i, în casă nu-i. Unde e butonul? Deci, trebuie să fie o șmechire pe undeva. Sper că nu e o ușă secretă, o insulă secretă. Mai știu eu ce secret e pe aici așa. Ui, peste tot dau cu butonul admirală. Nivelul 3, Christmas is here. Crăciunul a venit. Chiar a venit Crăciunul curând. Or veni. Mui peste tot. Asta mi se pare suspectă. Și tot dau în ea. De cuvântul meu dacă văd butonul. Măi, și cred că e într-un loc. Ori într-un loc așa super evident. Fie aici așa. Nimic, frate. Nimic, mă uit. Sar. Lovesc ăstea. Nimic, nu dau seama. Fi sub un ceva. După ceva. Nimic, nu înțeleg. Nu văd. Unde-i butonașul? Clanșele astea sunt faine, dar la un moment dat... La un moment dat te pui să cauți aici ca în felul 14. Bă, și le-am luat meticulos. Asta e faza, că
Ești meticulos și tot nu găsești. Dar unde ești, băi? Ar trebui să fie, deci, un buton de piatră. O fi pe tavan pe aici și nu l-am văzut eu. N-am eu ochi de vultur? De sub pe aici, așa. Asta e un buton de... Asta e un buton de piatră. Unde ești, fratelo? De aici, pe desubt, dacă este... Deci vedeți și voi, vedeți dacă îl vedeți. Eu nu-l văd efectiv nicăieri. Bă, nu e în casă. Dar afară nu are unde să fie. Singurul loc în care ar avea... Nu pot să pun asta. Nu știu de ce am luat-o cu mine. Nu mă las să pun blocuri. Adică... Nu văd să fie. Adică ar putea să fie pe acoperiș undeva... Dar având în vedere că nu văd o modalitate ca să mă cațăr pe acoperiș, n-ar trebui să fie pe acoperiș, nu? Trebuie să fie cel mai logic loc, trebuie să fie în casă. Dar în casă unde? Deci am căutat ca un nebun și a trebuit să caut pe internet despre ce este vorba. Hai să vă arăt despre ce este vorba. Aici. Trebuie să spar zăpada asta. Și aici este butonul. Deci să împice fața, nu alta, să împice... pice fața. Să împice fața, nu alta. Deci, cât de nebun poți să fii să-l ascunzi sub zăpadă? Mai ales când la început zice să nu distrugi blocurile. Bun, hai să mai facem o dată ăsta foarte, foarte, să vedem cât de repede putem să-l facem. Că acum știm despre ce este vorba. Nivel 1. Ok. Unde era ăsta? Am uitat. A, da, în copac era, în copac era. Dacă tot așa. Asta este prima variantă a jocului. Va fi și varianta a doua. Care... Bă, dar ce nu mai pot să sar? Fiți atenți, nu mă las să sar. Dar nu pot eu. Varianta a doua care o să fie cu mai multe. Boom! Boom, boom, boom! Și acum cealaltă. Ai de mine, mergem pe tuneric, dar nu vreau. MCD. Așa, să fie... Să vedem, care era faza? Aici știam că trebuie să cad într-o groapă pe undeva și numai acolo pot să fie. Acum terminăm într-un minut. Vezi ce înseamnă a informație? Parcă era în colțul ăsta. Iertați-vă, din colțul ăsta merg. Parcă pe aici pe undeva în colț. Boom! Boom, boom, boom! Ok, și acum nivelul 3. Deci, cum vedeți, în casă nu este absolut nimic. Să iau puțină mâncare. Ce mâncare vreau să mănânc? Poison potato. Chiar știi cineva ce să facem cartofii ăștia poisonoși? Că habar nu am. Baked potato. Mânc o plăcintă. Aveam, mai aveam câteva. Plăcintă și după aceea mergem să luăm butonul. Pintul mesaj. Pintul mesagera. Perfect. Iar acum, pur și simplu... E butonul aici. Deci, ca să vedeți cât de simplu este atunci că știi, deci am căutat butonul ăsta de numa. Dacă vă place genul ăsta de planșe, poți să caut una cu 10 nivele sau mai multe sau nu știu câte. De Crăciun mie îmi plac, dar în același timp mă zăpăcește foarte tare că nu știu. Și v-am zis, dacă chiar vreți să începem o serie de Survivor, o serie mișto din aia blană, rupeți butonul de cocolac, eu sunt Felix și ne vedem data viitoare.